Senatorul PSD Ioan San a declarat că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va beneficia de 3 cămine studențești ce vor fi construite prin programul guvernamental care prevede construcția unui număr de 30 de cămine studențești în țară. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii 90 de minute exclusiv. Senatorul San a afirmat că probabil Universitatea Suceava va primi 3 cămine prin acest program și datorită insistenței rectorului Valentin Popa. Ioan San a mai spus că pentru a avea informații suficiente în cadrul discuțiilor cu reprezentanții ai guvernului în cadrul grupului parlamentar PSD și pentru a prezenta corect necesitatea locurilor de cazare pentru studenți în Suceava, a avut câteva discuții cu rectorul Valentin Popa. 30 de cămine studențești Suceava, acum Suceava, da. Sunt la curent, m-am întâlnit cu domnul rector Popa, probabil că ne-am întâlnit cu ministrul învățământului, acolo am spus, uitați-vă la noi, sărmani, știți, da, și noi nu vă lăsăm în pace dacă nu. Și cred că în județul Suceava, la universitate, ei se vor aloca vreo 3 cămine, din 30, 3 cămine. Din 200 de locuri, sau că să fie exact 600 locuri. Trei cămine erau pe tapet doar două cămine. Eu v-am spus că știu mai bine că. Deci trei cămine va primi Suceava? Probabil, că stați un pic, în faza probabil. Și mulțumită și insistenții rectorul, domnului rector Popa, un om deosebit, eu am o apreciere deosebită față de dumnealui și ne-am întâlnit, am avut câteva discuții, pentru că, normal, eu nu pot colege ceva care se, într-o inițiativă legislativă, într-o discuție în cadrul grupului, de când luăm informația de la locul de acasă.